ce știați și ce nu despre Tudor Vladimirescu? De ce a fost asasinat domnul Tudor? Locuința mea de vară e la țară. Ah, ce frumoasă e! De Eminescu mi se pare. O fi de Coșbuc? Și ăla zice că le face frumoase. De cine e? Că dumneata trebuie să știi. De Tudor Vladimirescu. Vezi, știam eu că e un domnitor, dar nu știam cum îl cheamă. Aparent, crasa incultură a personajelor evocate cu atât talent de Gheorghe Brănescu în deja celebra schiță Care de dame ne poate provoca doar râsul. Și totuși, dacă Madame Protopopescu îl transferă cu nonșalanță pe Tudor Vladimirescu din regnul politic în etericul tărâm al poeziei, partenera ei de poker pare a fi victima unei confuzii numai puțin vinovate, încadrând oarecum personajul în domeniul istoric, dar atribuindu-i o calitate pe care, evident, autorul schiței i-o refuză cea de domnitor. Așa să fie oare? Desigur, în accepțiunea tradițională istorică și legală, fostul vătav de plai nu a fost niciodată domn al țării românești. Dar ce a fost atunci Tudor Vladimirescu? Conducătorul unei răscoale țărănești, omul eteriei, unealta masoneriei sau a țarului Alexandru I, sau poate partenerul unei părți a boierimii într-un proiect mai larg ce viza restabilirea domniilor pământene și refacerea măcar parțială a unei autonomii prea des ciuntită în ultima sută de ani de sublima poartă? Ca elev de gimnaziu, am învățat undeva în a doua jumătate a anilor 60 despre răscoala lui Tudor Vladimirescu. Deja în liceu, fostul pandur fusese promovat de istoriografia oficială drept liderul unei mișcări revoluționare, pentru ca 5 ani mai târziu, în timpul facultății, să audiez cursul despre Revoluția de la 1821. Ceea ce ne făcea pe noi studenții să ne întrebăm ironic. De ce a început Vladimirescu Revoluția în 1821? Și să ne răspundem subversiv, ca să aniverseze 100 de ani până la înființarea PCR. Dintr-un început, trebuie remarcat că, indiferent de terminologia folosită, personalitatea lui Tudor, acțiunile și ideile sale sunt esențiale în desfășurarea și programul mișcării inițiate de el în ianuarie 1821. Dacă în timpul Revoluției de la 1848 avem de-a face cu o adevărată elită conducătoare, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Cea Rosetti, Ice Brătianu, Nicolae Bălcescu, frații Golești, Avram Iancu, Simion Bărnuțiu, etc., care își asuma rolul de ideolog și lider al fenomenului pașoptist, în cazul mișcării de emancipare de la 1821, Vladimirescu acaparează avanscena, contribuția sa în inițierea și evoluția evenimentelor fiind determinantă. Caracterul mișcării de la 1821 a suscitat în istoriografia românească vii controverse sintetizate practic în dilema preeminenței socialului sau naționalului în cadrul Revoluției, precum și a raporturilor lui Tudor cu eteria, colaborare, subordonare sau independență. Nu întâmplător, primii istorici care au analizat faptele Vladimirescului și le-au evidențiat esența națională și patriotică au fost doi dintre liderii Revoluției de la 1848, Mihail Cogălnicianu și Nicolae Bălcescu, ultimul afirmând clar că pașoptiștii își au ca misie de a continua programa Revoluției de la 1821. Ulterior, Barbu Petricei cu HD-ul, cu anul 1821 se redeșteaptă din dureroasa ei letargie conștiința națională a ramurei latine de pe țărmurile Dunării, Adexenopol, mișcarea lui Tudor socială la început, impusă de boierii cu care el se aliase pe tărâmul politic și național, C.D. Aricescu, precum și Nicolae Iorga, care însă minimalizează capacitățile de conducător ale lui Tudor, sau D. Bodin, mai târziu, vor merge pe aceleași directive, scoțând în relief latura națională a mișcării lui Tudor și mai puțin pe cea socială. Patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Evident, după 1945, în noile împrejurări politice în care cercetarea istorică românească va fi nevoită să-și desfășoare activitatea, accentul va cădea masiv pe componenta socială a evenimentelor de la 1821, carieră de lungă durată,
făcând celebra și acum deja uzata sintagmă Patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor, începutul face, cum altfel, Lucrețiu Pătrășcanu, intelectualul de serviciu, ca să nu spunem singurul, al Partidului Comunist. Disident avant la letră față de poziția ulterioară a partidului în cartea sa Un verc de frământări sociale, 1821-1907, Pătrășcanu considera că Tudor nu țintea la răsturnarea privilegiilor și la desfințarea lor și nici la promovarea unei noi scări sociale. În plus, Vladimirescu se face vinovat în concepția liderului comunist de capitulare în fața Protipendadei, mai cu seamă după intrarea în București. Dacă această contribuție a lui Pătrășcanu la analiza evenimentelor de la 1821 mai poate fi încă încadrată în limitele unei anumite probități științifice, ceea ce se întâmplă în anii de tristă amintire ai obsedantului deceniu întrece orice imaginație istoriografia românească aflată la cheremul unor veleitari staliniști de cea mai joasă speță. În principal, cuplul Răutu-Roller produce aberații istorice la limita dintre patologic și ridicol. Apogeul e atins în 1956, când vede lumina tiparului cartea lui Solomon Știrbu, Răscoala din 1821 și legăturile ei cu evenimentele internaționale. Acolita lui Mihai Roller, Știrbu reușește performanța de a demonstra că Tudor Vladimirescu căzuse victima spionajului englez. Pentru a-și face cititorii, pe care probabil îi considera idioți, să înțeleagă realitățile anului 1821, în cheia ideologic-politică a anilor 50, Solomon Știrbu folosește abrevieri menite să inducă în mintea celui care s-ar fi încumetat să-i parcurgă opera, similitudinea dintre Sfânta Alianță și NATO. Astfel, Imperiul Austriac devine statul ultra-reacționar austriac, SUA, iar acțiunea eteriei, planul comandamentului Unității Supreme, PCUS. Noroc, această aberație istorică a primit totuși replica istoricilor serioși în frunte cu academicianul Andrei Oțetea, care, chiar în acele neprienice vremuri, înțelegeau să nu aplice de la minima onestitate științifică. În siajul aceleiași falsificări, abordări istorice, se înscrie și cea mai importantă realizare cinematografică dedicată eroului de la 1821, filmul Tudor, în regia lui Lucian Bratu, după un scenariu semnat de Mihnea Gheorghiu. Realizată în 1963, pelicula reia toate poncifele istorice ale epocii. Boierii sunt răi fără excepție, Tudor, în înțelegere cu eteria, se ridicase de fapt contra turcilor, care în final îl și asasinează undeva, are loc o bătălie inexistentă cu un mare han, de asemenea inventat de scenaristul filmului, etc. Până astăzi însă rămân de referință interpretarea lui Emanuel Petruț, distribuit probabil în rolul vieții sale, precum și inspirata coloană sonoră semnată de Gheorghe Dumitrescu. Dincolo însă de tributul plătit ideologizării fără limite a cercetării istorice, a existat în acei ani și o dispută științifică al cărei punct de plecare l-a reprezentat cartea profesorului Andrei Oțetea din 1945, dedicată mișcării de la 1821. Autor al unei remarcabile sinteze închinate Renașterii, distins intelectual, academician și director al Institutului Nicolae Iorga, el lansează teza subordonării lui Tudor față de eterie, considerându-l pe acesta nici mai mult, nici mai puțin decât un mandatar al acesteia. Concluziile la care ajunge Andrei Oțetea și pe care, cu unele nuanțări, le va menține și în următoarele sale studii și cărți, din 1956 și 1971, sunt pe cât de categorice, pe atât de nedrepte față de adevărata personalitate a lui Vladimirescu, acceptând de la boierii eteriști mandatul de a răscula țărănimea și căutând să-l aducă la îndeplinire prin făgăduiel de emancipare economică și socială. Tudor s-a pus de la început într-o situație falsă care avea să apese asupra întregii lui cariere revoluționare și în cele din urmă avea să-l ducă la pieire. Autoritatea și prestigiul de care se bucura academicianul Oțetea au făcut ca teoria lui să se impună în câmpul istoriografic românesc, deși principalul document pe care se baza întreaga argumentație, un așa zis legământ al lui Tudor cu eteria, este destul de controversat. Supraevaluarea rolului jucat de eterie și minimalizarea personalității lui Vladimirescu au părut totuși în ochii majorității istoricilor români
drept excesiv. Pentru autorii compendiului de istoria României din 1974, Miron Constantinescu, Constantin Diacoviciu, Ștefan Pascu și alții, legământul lui Tudor cu Eteria nu era unul de subordonare, ci o convenție care consemna o alianță politică între revoluționarii români și greci. Pentru Constantin C. Giurescu și Dinu Giurescu, în a lor masivă istoria românilor din cele mai vechi timpuri și până astăzi, faptele sunt și mai nuanțate. Dacă Eteria s-a servit de Tudor, credem că și Tudor s-a servit de Eterie spre a-și atinge scopurile proprii. Este exclus ca o fire și un temperament ca al lui, așa cum apar din proclamațiile proprii și din mărturiile contemporanilor, să se fi mulțumit cu rolul de simplu agent al altora, să nu fi căutat să realizeze și dezideratele păturii din care se ridicase, deziderate care corespundeau de altfel intereselor maselor largi ale poporului. Alt istoric român, Vlad Georgescu, aflat în exil și deci departe de presiunea ideologică din țară, reia în Istorie a Românilor, 1984, tezele lui Andrei Oțetea, afirmând că, în fond, răscoala se baza pe două elemente esențiale, alianța cu Eteria și convingerea că Rusia va sprijini necondiționat cele două mișcări anti-otomane. În contrapartidă, istoricii de serviciu ai partidului, nefastul duet, Mușat Ardeleanu, flamează în spiritul găunos enfatic al epocii. Tudor Vladimirescu a fost exponentul năzuințelor de veacuri ale poporului român, personalitate produsă de realitățile românești existente la începutul secolului XIX. După Revoluția din 1989, în cel mai valoros demers istoriografic dedicat poporului român, Florin Constantiniu, unul dintre apreciații colaboratori ai academicianului Oțetea, în a sa Istorie sinceră a poporului român, conchide referitor la mișcarea din 1821. Ceea ce se anunța o revoluție a rămas o răscoală. De reținut este solidaritatea din faza de pregătire și de debut a tuturor forțelor social-politice ale societății românești în efortul de emancipare de sub dominația porții, solidaritate care a unit sub același steag pe marele boier și pe pandurul țăran. O asemenea varietate de opinii și, evident, din lipsă de spațiu, nu le-am putut menționa pe toate, incită curiozitatea istoricului care, a idoma unui detectiv, trebuie să afle niște răspunsuri, iar prima întrebare care se poate pune este: cine a fost cu adevărat Tudor Vladimirescu? Tudor omul. Cu maximă exactitate nu se cunoaște nici data, nici locul nașterii. Cel mai probabil a văzut lumina zilei în satul Vladimir din Gorj în jurul anului 1780, deși s-a avansat și ipoteza nașterii sale undeva pe Valea Desului. De mic a rămas orfan de tată, Constantin, supranumit Ursul, rămânând în grija mamei pe numele ei, Ana Bondoc, din Vladimir. Familia sa era una de moșneni, deci de mici proprietari de pământ. De crescut, a crescut în casele boierului Glogoveanu din Craiova, împreună cu fiul acestui. Fire întreprinzătoare, Tudor reușește până la vârsta de 30-35 de ani să strângă o însemnată avere, în special ca urmare a negoțului cu vite și porci, dar și cu cereale. Interesant că nu altfel și-a dobândit averea și întemeitorul uneia dintre cele două dinastii fondatoare ale Serbiei, Karagheorghevici și Obrenovici. Petru Karagheorghevici, inițiatorul luptei anti-otomane dintre anii 1804-1812. Vladimirescu deținea câteva moșii la Cerneți, Cioșani, Purcari, Topolnița, Baia de Aramă, ridică biserica din Prejna și începe construirea altui lăcaș la Cloșani. Avea o cârciumă și câteva mori de apă. Oamenii lui sau el însuși mergeau la Pesta, Viena sau la sud de Dunăre. Tudor știa greaca, rusa și germană. Cam pățișare era, după mărturia unui contemporan, om de statură mai înalt decât de mijloc, talie bine proporționată, față blondă, mustață galbenă, părul castaniu, obrazul mai mult rotund decât oval, nici prea durduliu, nici slab, cu o mică bărbie, om nu urât, sta drept, țanțoș, vorba brevă, scurtă, răstită și destul de elocventă, aer de comandant. Netăgăduit este că era om de inimă. Cine știe ce ar fi fost într-o altă sferă, într-o altă epocă, cu spiritul mai cultivat, un asemenea om. Avea stofă de om mare, dar timpul, locul și mijloacele i-au lipsit. În timpul războiului ruso-turc,
1806-1812, participă ca voluntar în armata țaristă alături de pandurii săi din zona Olteniei, remarcându-se prin curaj și pricepă. Va obține gradul de locotenent, precum și Ordinul Vladimir, clasa a treia. De aici relațiile bune pe care le va menține cu autoritățile rusești, mai ales că potrivit unui document din 1815, el era chiar sudit rus, adică locuitor al țării românești, dar aflat sub protecția unei puteri străine. În această calitate, beneficiind de anumite facilități fiscale și jurisdicționale. Între 1814 și 1815, îl regăsim pe Tudor la Viena, chiar în timpul desfășurării celebrului congres menit să reconfigureze harta Europei după înfrângerea lui Napoleon. Venise pentru a-i rezolva niște afaceri protectorului său, Neglogovean. Din păcate, tot din această perioadă, datează și răcirea relațiilor cu acesta, vinovat în ochii lui Tudor de comiterea unei nedreptăți în legătură cu arenda moșiei Cătunului. Indignat, Vladimirescu îi scrie: ce cauți dumneata să iei de unde n-ai pus nimic? Eu niciun rău n-am făcut dumitale și dumneata până într-atât cauți să mă prăpădești. Revenit în țară, își rea funcția de vătaf de plai la Cloșani, funcție din care fusese îndepărtat anterior de Caragiavod. Deci până în 1821, Tudor făcuse dovada spiritului său de inițiativă, a energiei sale, a capacităților militare și organizatorice. Era un om umblat, vorbitor de limbi străine, cu bune conexiuni în toate mediile sociale, inclusiv cel boieresc, și un apropiat al consulului general al Rusiei de la București. Cu alte cuvinte, Tudor era omul ideal pentru a conduce mișcarea de emancipare a țării și restabilirea statutului de autonomie al țării românești, atât de grav încălcat în ultimul veac de către poarta otomană. Tudor și Eteria. S-a speculat mult pe tema relațiilor dintre Tudor și Eterie, colaborare, subordonare sau doar acțiuni paralele. Era Vladimirescu membru al Eteriei și în această calitate a trădat un jurământ făcut? Pe cale de consecință, execuția sa ar fi fost perfect legitimă. Sau era vorba doar despre o colaborare limitată în timp și spațiu între cele două mișcări, cea românească și cea greacă, ambele urmând de fapt obiective diferite? Eteria, Filiche Hetairia, adică societatea amicală, fusese înființată la Odessa în 1814 de către trei negustori greci, Nicolae Scufas, Atanasie Tasakalov și Pangiotes Anagnostopoulos, având ca obiectiv nici mai mult, nici mai puțin decât uniunea armată a tuturor creștinilor din Imperiul Otoman pentru a face să triumfe crucea asupra semilunii. Profitând de existența unei numeroase diaspore grecești, eteriștii și-au dezvoltat rapid o adevărată rețea de nuclee conspirative de la Paris și München până la Viena, Moscova și București. Organizația avea peste 80.000 de membri și beneficia de sprijinul lui Ioan Capodostrias, 1776-1831, grec de origine, ministru adjunct de externe al țarului Alexandru I. De altfel, Capodostrias va ajunge ulterior primul președinte al Greciei independente, 1829-1831, sfârșind însă la fel de tragic ca și Tudor, asasinat de doi dintre foștii săi tovarăși de luptă. În calitate de șef al diplomației țariste, Capodostrias împânzise consulatele și agențiile ruse din Orient și Europa de Sud cu agenți sau simpatizanți ai Eteriei. Atât consulul general al Rusiei la București, Alpini, cât și secretarul consulatului, Leventis, erau membri ai Eteriei. Domnitorul Moldovei, Mihai Șuțu, 1819-1821, era de asemenea simpatizant al cauzei eteriste, nu însă și Alexandru Șuțu, domnul țării românești, 1818-1821, fapt care îi va atrage de altfel și sfârșitul, el fiind otrăvit de medicul său probabil la Ordinul Eteriei. Eteria era organizată pe baze conspirative asemănătoare masoneriei, membrii ei fiind ierarhizați în 7 grade, plecând de la frate și până la arhe, conducătorul suprem pe care mulți greci îl identificau în persoana țarului Alexandru I. Șeful suprem al Eteriei era însă Alexandru Ipsilanti, fiul fostului domnitor al țării românești, Constantin Ipsilanti, 1802-1806, și nepotul altui domn de bună aducere aminte, Alexandru Ipsilanti, 1774-1782, 1796-1797.
conducătorul Leteriei era general în armata rusă, dar și aghiotantul țarului, funcții care confereau acțiunilor sale, cel puțin aparent, girul curții de la Moscova. Ca om, Ypsilanti s-a dovedit a fi un intrigant, bântuit de fantasme imperiale bizantine. La un moment dat plănuise o debarcare surpriză la Istanbul, cucerirea orașului și masacrarea sultanului și a familiei sale, lipsit de fler politic, un comandant militar, laș și fără onoare. În realitate, apariția Eteriei se încadra în mișcarea mai largă de resurecție a spiritului național, de redeșteptare a dorinței de independență a popoarelor sud-est europene. Să nu uităm că între 1804 și 1812 se desfășoară primul război de eliberare a sârbilor de sub dominația otomană, sub conducerea lui Petru Karagheorghevici, reluat între 1815-1816 de către Miloș Obrenović. În primăvara lui 1821 are loc începutul Revoluției Grecești, concomitent cu mișcarea lui Tudor. Contextul general european era de altfel favorabil acestor mișcări de emancipare socială și națională. Rafael Riego ridică steagul Revoluției împotriva absolutismului Bourbon la Cadiz pe 1 ianuarie 1820. Santore di Santa Rosa în Piemont, 10 martie 1820, Confalonieri la Milano și generalul Pepe la Neapol, 2 iulie 1820, întregesc tabloul unui bătrân continent cuprins de flăcările Revoluției. În privința apartenenței lui Tudor la Eterie, este aproape sigur că nu a fost membru al acestei confrerii, măcar și pentru simplu fapt că nu era grec. Trebuie spus că aceasta, Eteria, era formată exclusiv din greci și că acolo unde găsim indivizi de altă origine etnică, este vorba de simpatizanți, sprijinitori, membri ai unor grupuri asociate mișcării de eliberare a patrioților eleni, agenți plătiți ai mișcării, Alex M. Stoenescu. Organic, nimic nu putea să lege pe Tudor de Eterie cu excepția protecției comune din partea Rusiei, pe care se bazau în acțiunile lor. Așa zisul legământ al lui Tudor față de Eterie, datat de unii cercetători în decembrie 1820, de alții în ianuarie 1821, nu este în fond nimic altceva decât un acord de colaborare încheiat cu doi cunoscuți fruntași eteriști, Iordache Olimpiotu și Ion Farmache. Colaborarea viza o acțiune comună în perspectiva declanșării unui război ruso-turc, dar fiecare parte urmărea de fapt obiective diferite. Grecii, independența patriei lor, românii, redobândirea autonomiei. De aici și prima diferență majoră dintre viziunile celor două părți, în timp ce eteriștii nu puteau să ajungă la rezultatul dorit decât printr-o ridicare generală la luptă împotriva turcilor, Tudor și boierii care îl sprijinau mizau și pe cartea unei înțelegeri cu poarta, dacă aceasta se arăta dispusă să le satisfacă doleanțele. A doua divergență majoră o constituia faptul că în timp ce fruntașii Partidei Naționale doreau îndepărtarea fanarioților din structurile de conducere ale țărilor române, eteriștii se bazau pe aceștia în vederea îndeplinirii obiectivelor lor. În acord, se sublinia obligativitatea consultărilor și deciziilor comune, ceea ce arată încă o dată egalitatea de poziții a semnatarilor. Revoluție. Adevărata înțelegere însă, Tudor o avea cu acea parte a boierilor pământeni sau făgăduiți cauzei naționale, care vedeau în fostul pandur personalitatea potrivită pentru a declanșa mișcarea de emancipare națională. Omul asupra căruia și-au îndreptat privirile fruntașii boierimii a fost slugerul Tudor, Teodor din Vladimir, numit de aceea și Vladimirescu. Era un om energic, decis, cu un spirit de inițiativă și cu lecturi istorice. Capacitatea de comandă și prestigiul de care se bucura în Oltenia erau temeiuri hotărătoare de a încredința lui conducerea mișcării de emancipare, Florin Constantiniu. În acest sens, cei trei mari boieri ai țării românești, Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, îi dau pe 15 ianuarie 1821 o împuternicire lui Tudor Vladimirescu, mandatându-l să declanșeze acțiunea militară, fiindcă este să se facă obștescul folos neamului creștinesc și patriei noastre, drept aceea ca niște buni și credincioși frați creștini, toți și iubitorii neamului, pe dumneata sluger Teodore, te-am ales să ridici norodul la arme și să urmezi precum ești povățuit. Povețele, evident, urmau să vină pe parcurs de la semnatarii împuterniciri. Pe 19 ianuarie 1821, moare domnul țării românești Alexandru Șuțu. Este posibil chiar el să-și fi dat obștescul sfârșit ceva mai înainte,
dar știrea să fi fost ascunsă pentru a permite finalizarea ultimelor pregătiri ale conspiratorilor. Deloc întâmplător, Caimacania, constituită în urma decesului lui Șuțu și care urma să administreze țara până la numirea unui nou domnitor de către poartă, era condusă de aceiași trei mari boieri cu care Tudor încheiase înțelegerea din 15 ianuarie. Încă din noaptea precedentă a anunțului morții domnitorului, 18-19 ianuarie, Tudor plecase spre Oltenia spre a declanșa acțiunea convenită cu marii boieri, însoțit fiind de Dimitrie Makedonski, omul eteriei, și de o gardă de arnăuți. Pe 21 ianuarie, ajunge la Târgu Jiu, unde trage la casele prietenului său, Vasile Moang. Acestuia îi destăinuie că răscularea poporului se va face cu consimțământul boierilor patrioți. Sceptic, Moang îi replică că din această întreprindere nu va scăpa cu viață. Răspunsul lui Tudor a intrat deja în legendă. Știu, prietene, dar din ceasul în care m-am născut, m-am îmbrăcat cu cămașa morții. Noaptea de 22-23 ianuarie, Vladimirescu și-o petrece la mănăstirea Tismana, urmând ca a doua zi să declanșeze acțiune. Locul ales este câmpia din apropierea satului Padeș, de unde își lansează celebra proclamație, de fapt primul document al Revoluției. Tonul folosit este dur, menit să incite și să stimuleze populația să îi se alăture. Dar prebalaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât cele bisericești cât și cele politicești, până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Prin această proclamație, Tudor pare că trasează adevărata orientare a Revoluției, atât în sens politic național, cât și social, conferind acestuia un caracter independent de marii boieri, cu care se înțelesese inițial evident, stârnind nemulțumirea acestora, în orice caz, o stare de incertitudine și confuzie. Nicolae Isă. Însă la o mai atentă citire a proclamației, dezlușim niște nuanțe care atenuează mult din presupusul caracter antiboieresc ce este îndeopște atribuit. Să știți că nimeni dintre noi nu este slobod în vremea aceștii adunări obștii folositoare ca să se atingă măcar de un grăunț de binele sau de casa vreunui neguțător, orășan sau țăran, sau de al vreunui locuitor, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să se jertfească, însă ale celor cărora nu vor urma nouă, precum sunt făgăduiți, numai ale acelora să se ia pentru folosul de obște. Cu alte cuvinte, inerentele acte de jaft ce ar fi urmat să se producă erau permise doar împotriva celor care s-ar fi opus mișcării, în niciun caz celor făgăduiți cu care de altfel Tudor era înțeles. Pentru a pătrunde sensul acțiunilor ulterioare ale lui Tudor, este esențial să descifrăm întreaga complexitate a peisajului social, politic și diplomatic în care are loc mișcarea sa. Pe de o parte, el are o înțelegere cu marii boieri pământeni, dornic să scape de domnii panarioți și să restabilească autonomia țării, dar fără ca sistemul social să se schimbe. Pe de altă parte, Tudor trebuie să ridice o populație și, în primul rând, pe țărani liberi sau neliberi, excedați de o fiscalitate nemiloasă agravată în timpul ultimilor doi domni, Caragea și Șuțu. Ajuns în Oltenia, în fruntea pandurilor, dar și a altor pături ale lumii satelor, ca și ale orășenilor, care răspund la chemarea sa, Tudor se vede silit să adapteze programul și acțiunile sale pe linia satisfacerii intereselor nu numai ale marilor boieri, ci și pe linia intereselor acestor categorii sociale care stăteau la baza mișcării. Nicolae Isa. Înțeles cu eteria și bazându-se pe sprijinul rus în eventualitatea unui conflict pe care sconta între țar și poartă, Vladimirescu trebuia în același timp să menajeze momentan susceptibilitățile turcilor pentru a nu provoca o intervenție a acestor. În plus, Tudor avea și propriile sale proiecte de promovare politică, neacceptând niciun moment doar statutul de instrument al boierilor, al eteriei, al Rusiei sau al oricui altcuiva. Gestionarea acestei situații, extrem de fluide, concomitent cu menținerea disciplinei în rândurile propriilei sale oștiri, ca și preîntâmpinarea unor abuzuri, ce incontrolabil urmau să se producă, făceau din misiunea lui Tudor una foarte dificilă. Vorba lui Iuliu Maniu, o revoluție știi întotdeauna cum începe, dar niciodată nu știi cum se săvârșește. Tot de la Padeș, Vladimirescu expediază și trei memorii explicative ale acțiunii sale,
unul către înalta poartă, celelalte două împăraților Rusiei și Austriei, aflați în acel moment la Congresul Sfintei Alianțe de la Laibach, astăzi Ljubljana, capitala Sloveniei. În memoriu către sultan, pe un ton ce respecta raporturile tradiționale cu acesta, dar ferm în esența lui, fără să aducă o acuzație directă suzeranului, se motiva acțiunea începută cerându-se porții să se abțină de la vreun act de autoritate până ce norodul nu va readuce dreptatea în țară, după care un reprezentant al sultanului putea veni să constate și să se convingă atât de justețea acțiunii, cât și de dreptatea reașezată. În continuare, n-a fost întreruptă legătura cu pașalele de la Dunăre, iar prin ele cu poarta și chiar direct la Istanbul vor fi trimiși curieri cu alte memorii. G.D. Iscu. Copii ale proclamației au fost trimise în toată Oltenia, fapt care a contribuit la o masivă adeziune a populației la mișcarea inițiată de Tudor. Fundamentală însă la această impresionantă raliere a locuitorilor din Oltenia era starea deplorabilă în care se găseau aceștia. Impresionant și extrem de sugestiv este tabloul suferințelor pe care trebuia să le suporte sărmanul contribuabil muntean, tablou schițat de către unul dintre cei mai luminați oameni ai vremii, Dinicu Golescu. O, se cutremură mintea omului când își va aduce aminte că frații noștri au fost câte 10 așternuți pe pământ cu ochii în soare și o bârnă mare și grea pusă pe pântecele lor ca, mușcându-i muștele și țânțarii, nici să se poată aseferi. Aceste nedrepte urmări și nepomenite peste tot pământul i-au adus păticoloșii locuitori într-o așa stare încât, intrând cineva între acele locuri unde se numesc sate, nu va vedea nici biserică, nici casă, nici gard împrejurul casei, nici car, nici bou, nici vacă, nici pătul cu semănăturile omului pentru hrana familiei, ci numai niște odăi în pământ, ce le zic bordeie. Tudor era un prea bun cunoscător al acestei stări de lucruri pentru a nu-și da seama că un mesaj de îndreptare a nedreptăților va merge direct la inimile oamenilor. Plecat din București cu un program național cu accente antifanariote, Vladimirescu lansează la Padeș o proclamație axată mai degrabă pe rezolvarea unor probleme sociale. În fond, pentru cei care îl urmau, era mai important să scadă birurile decât dacă domnul era grec sau român. De la Padeș, Tudor se îndreaptă spre Craiova, mica lui ceată crescând ca un bulgăre de zăpadă care are aparența de a se transforma într-o lavină. După cum Plastic raporta, consulul austriac de la București superiorilor săi. Trece prin Baia de Aramă, Strehaia și Gura Motrului, unde lichidează rapid rezistența opusă de notabilitățile locale, așezându-și tabăra nu departe de Craiova la Țânțăreni. Aici va rămâne aproape toată luna februarie, 4-28, răstimp în care poartă o asiduă corespondență cu divanul și cu reprezentanții marilor puteri la București. În cadrul acestui dialog epistolar, de mare însemnătate, este scrisoarea pe care Vladimirescu i-o trimite pe 11 februarie marelui vornic Nicolae Văcărescu, un adevărat rechizitoriu la adresa clasei politice și de reafirmare a legitimității autorității sale, bazată pe masiva adeziune populară de care se bucura. Dar cum nu s-o cotiți dumneavoastră că patrie se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor? Și cer ca să-mi arăți dumneata ce împotrivire arăt eu împotriva poporului, că eu alta nu sunt decât numai un om luat de către tot norodul țării cel amărât și dosădit din pricina jefuitorilor ca să le fiu chivernisitor în treaba cererii dreptăților. Îndelungata staționare a adunării norodului, armata lui Tudor, dar și organ reprezentativ al poporului la Țânțăreni, are la bază motivații strategice, politice și diplomatice. În primul rând, Vladimirescu dorea să-și consolideze baza de putere din Oltenia, atât pentru a avea spatele asigurat în timpul marșului pe care urma să-l efectueze spre București, dar și pentru a se bucura de o zonă de refugiu în cazul unei intervenții turcești. În acest sens, el transformă mănăstirile oltenești, Tismana, Polovraci, Bistrița, Cozia, în adevărate puncte întărite, dotându-le cu oameni, muniții și zaherele. Concomitent, Tudor urmărește cu maximă atenție evoluția situației politico-militare din zonă, declanșarea insurecției eteriste, atitudinea Rusiei și reacția Imperiului Otoman. Revolta greacă. Inițial, eteriaș propusese să declanșeze mișcarea de eliberare în Peloponez
simultan cu o diversiune în țările române menită să oblige poarta să lupte pe două fronturi. Alexandru Ipsilanti, nerăbdător, fără a calcula de ajuns consecințele actului său, intră pe 22 februarie în Moldova cu o mică oaste, ocupând Iași, unde este așteptat de domnul Mihai Șuțu, simpatizant al Eterii. A doua zi, Ipsilanti lansează o proclamație către toți locuitorii Moldovei, asigurându-i că în cazul intrării turcilor în țară, aceștia se vor confrunta cu o strașnică putere, aluzie evidentă la Rusia. În același timp, turcii din Iași și Galați sunt masacrați de către eteriști, fapt care va stârni mânia sultanului. Grecii din Morea și insulele Mării Egee ridică și ei steagul revoltei, având în frunte remarcabili conducători, mulți intrați în legendă precum Marco Botzaris, Ioan Mavromicalis sau Teodor Colocotronis. În scurt timp, Morea este eliberată, iar flota grecească reușește să o înfrângă pe cea turcă. Revoluționarii greci adresează un patetic apel puterilor europene, reamintindu-le de datoria de recunoștință pe care o au față de poporul care îi dăduse lumii pe Socrate, Aristotel, Eschil și Fidias. Grecia, mama voastră, a fost vatra luminii care s-a răspândit asupra voastră pentru acest titlu, ea contează pe eforturile filantropiei voastre active. Arme, mijloace pecuniare, sfaturi, iată ce așteaptă de la voi. Dar strigătele disperate de ajutor ale grecilor nu vor avea niciun eco. Pentru monarhii și oamenii politici instruiți în conclavul de la Laibach, cei ce luptau în Pelopones și insule nu erau decât niște răzvrătiți care se ridicaseră împotriva suveranului lor legiuit. Chiar dacă acesta, sultanul Mahmud al IV-lea, nu era decât un nelegiuit care dăduse mână liberă fanaticilor musulmani să se răfuiască cu grecii, în noaptea Paștelui, 22 aprilie 1821, Patriarhul Constantinopolului, în vârstă de 84 de ani, împreună cu alți 12 episcopi, este spânzurat de către eniceni. În zilele următoare, toți membrii sinodului au fost torturați și uciși. Numai în Istanbul au fost omorâți peste 10.000 de greci. Era evident că, fără sprijinul puterilor europene, în principal al Rusiei, poporul grec va fi supus unei represalii fără milă din partea porții. Hotărârea mai marilor europei fusese însă luată de mult. La 23 februarie, cade ca un trăsnet vestea dezavorii de către țară a acțiunilor întreprinse de Ipsilanti și Vladimirescu, vetoul lui Metternich. Ce se întâmplase? Pentru a putea descifra resorturile intime ale deciziei țarului de a se delimita de acțiunea Eteriei, precum și de cea a lui Tudor Vladimirescu, trebuie să facem o scurtă incursiune în trecut, mai bine zis cu 6 ani în urmă. Atunci, imediat după înfrângerea și prima abdicare a lui Napoleon, 6 aprilie 1814, marile puteri învingătoare, Marea Britanie, Rusia, Austria și Prusia, convocaseră Congresul de la Viena menit să restabilească în linii mari situația de dinaintea Revoluției franceze, 1789. După semnarea actului final al Congresului de la Viena, 9 iunie 1815, și bătălia de la Waterloo, 18 iunie 1815, cei trei suverani ai marilor puteri continentale, împăratul Alexandru I al Rusiei, împăratul Austriei Francisc I și regele Prusiei Friedrich Wilhelm al III-lea, semnează pe 26 septembrie la Paris actul de constituire al Sfintei Alianțe, aflat la acea dată sub influența misticei baroane Iulia Prudener. Alexandru I i-a convins și pe ceilalți doi monarhi de necesitatea creării unei mari alianțe europene pusă sub patronajul divinității și ghidându-se după principiile fraternității creștine. Sfânta Alianță a fost, după inspirata expresia cancerarului austriac Metternich, expresia sentimentelor mistice ale împăratului Alexandru și aplicarea principiilor creștinismului în politică. În viziunea inițiatorului, actul semnat la 26 septembrie presupunea solidaritatea monarhilor și a popoarelor lor în vederea realizării unei unice națiuni. Cum avea să se înfăptuiască acest lucru era mai greu de explicat și încă și mai greu de realizat, dar pragmaticul Metternich a reușit să stoarcă esențialul din aceasta. Frântură de nonsens sublim, după cum el însuși și aprecia. Din solemna și abstracta sintagmă a fraternității și solidarității suveranilor, cancelarul austriac a extras principiul intervenției în oricare stat european și nu numai, confruntat cu o situație revoluționară menită să pună în pericol puterea absolutistă a vreunui suveran.
dacă în nebuloasa viziune a țarului, solidaritatea creștină se aplica inclusiv popoarelor, în gândirea practică a lui Metternich, ea devenea funcțională doar în cazul monarhiilor. Drept urmare, congresele ulterioare ale Sfintei Alianțe de la Aachen în 1818, Troppo 1820, Laibach 1821, Verona 1822, vor statua drept la intervenție, acesta devenind efectiv în cazul revoluțiilor din Italia 1821 și Spania 1823. Doar atitudinea Statelor Unite în celebra doctrină Monroe, 2 decembrie 1823, va face ca principiile Sfintei Alianțe să nu fie exportate cu forța și în coloniile spaniole din America Latină, răsculate, nu-i așa, împotriva suveranului lor legitim, monarhul Iberic. În momentul total nepotrivit politic și diplomatic al declanșării acțiunii eteriste și a celei conduse de Tudor, Alexandru I, aflat la Laibach, se vede prins în propria sa capcană. Ca ortodox și simpatizant al cauzei elene, dar și ca exponent al imperialismului slav, interesele l-ar fi îndemnat să sprijine cele două mișcări revoluționare îndreptate mai mult sau mai puțin împotriva porții otomane. Dar ca inițiator și semnatar al Sfintei Alianțe, această abordare ieșea cu totul din calcul. Atât Ițil Antic cât și Vladimirescu se ridicaseră împotriva ordinii de drept și a suveranului lor legitim, sultanul. Așa încât, diplomației rusești nu-i mai rămâne decât să se alinieze poziției austriece, condamnând cu aceeași vehemență caracterul subversiv al acțiunilor revoluționare greacă și românească. La tonul ferm de dezavuare al împăratului rus, se poate să fi contribuit însă și recenta, noiembrie 1820, revolta a uneia dintre regimentele sale de gardă. Coincidența, în timp a mișcărilor revoluționare din regatul Neapolelui, condus de Florestano Pepe, iulie 1820, martie 1821, și din Spania, sub conducerea generalului Rafael Viego, ianuarie 1820, octombrie 1823, la care, iată, se adăuga acum și situația explozivă din Balcani, nu a făcut decât să alimenteze temerile lui Metternich că se află în fața unei conspirații revoluționare europene menite să destabilizeze ordinea de drept și stabilitatea continentului. În fața acestor provocări, orice atitudine, cu excepția uneia intransigente, ar fi însemnat o cedare de neconceput. Argumentele sale l-au convins pe Alexandru I, care, cu vădită neplăcere, a trebuit să se delimiteze categoric de acțiunile eteriei și ale lui Tudor Vladimirescu. Capodistrias însuși, protectorul din umbră al eteriei, îi va scrie consulului rus la București, Alpini. În Valahia, ca și la Madrid, la Lisabona și la Napoli, un grup de soldați sunt cei care au deschis scena dezordinilor și care se străduiesc să dea Imperiul pe mâna anarhiei. Tudor la București. Între timp, divanul de la București, adică țara legală, trimite doi emisari la Tudor, Nicolae Văcărescu, 4 februarie, și Constantin Samurcaș, 11 februarie, cu misiunea de a limpezi relațiile cu acesta. Dacă Văcărescu încearcă să ajungă la o rezolvare amiabilă a raporturilor dintre boieri și Tudor, primind însă faimosul răspuns patrie se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor, Samurcaș, de asemenea membru al eteriei, pleacă din București, luând cu el majoritatea forțelor militare, în principal arnăuții, fapt care confirmă ipoteza unei încercări de reprimare sau măcar de subordonare a mișcării lui Vladimirescu. Ba chiar, după unii istorici, atunci a avut loc prima tentativă de suprimare a lui Tudor. Cu eșuarea misiunii lui Samurcaș în Oltenia, se încheie prima acțiune importantă a eteriștilor fanarioși din țara românească de a subordona pe Tudor Vladimirescu sau neputând de a-l suprima, având pentru aceasta colaborarea și complicitatea consulului general rus Alpini, ambele constatate de căpetenia adunării, G.D. Istu. Arnăuții veniți cu Samurcaș, sub comanda lui Iordache Olimpiotul, Ion Farmache și Hagi Prodan, fraternizează formal cu răsculații, alăturându-se acestora, dar provocându-i ulterior multe necazuri lui Tudor. În fond, ei erau oamenii lui Ipsilanti, nu ai lui Tudor și nici măcar ai boierilor de la București. Pe 28 februarie, Tudor părăsește tabăra de la Țânțăreni, începându-și lentul marș spre București, marcat de incidentul de la Benești, unde Tudor execută doi capitani de arnăuți, Iova și Ienciu,
care îi jefuiseră pe boierii oteteleșeni, dar și de cele două proclamații din 16 și 20 martie pe care el le adresează locuitorilor capitalei. În aceea zi în care Tudor pleca din Țânțăreni, o serie de mari boieri în frunte cu triumviratul Brâncoveanu, Văcărescu, Ghica, aflând de dezavoarea țarului, fug din București, adăpostindu-se la Brașov. Era ora adevărului. Fără asistența Rusiei, totul era pierdut. Cei care îndrumaseră pe Tudor să ridice poporul la arme au fugit la Brașov, lăsându-l pe conducătorul adunării norodului, fără ghidajul politic pe care și-l asumase, Florin Constantiniu. Pe 21 martie 1821, Tudor intră în București, ținând în mână o pâine mare, semnal păcii și belșugului. Trage la casele Zoicăi Brâncoveanu, care se aflau la coalele dealului Mitropoliei. Mitropolia, ca și mănăstirea Mihai Vodă și Radu Vodă, se aflau în mâinile arnăuților lui Bimbașa Sava, omul Eteniei, dar și omul lui Scarlat Calimachi, noul domn numit de poartă după moartea lui Șuțu. Relațiile cu Sava, destul de ostile la început, arnăuții aflați în Mitropolie trag asupra pandurilor lui Tudor, se îmbunătățesc în următoarele zile. Rezerva însă rămâne de ambele părți, mai ales că Ypsilanti și începuse marșul spre București, unde va ajunge pe 25 martie. Șeful Eteniei îi stabilește tabăra la Colentina, în timp ce principala tabără a lui Tudor se afla la Cotroceni. Întâlnirea dintre cei doi are loc pe 30 martie în casele de la Cișmeaua Mavrogheni, cam pe unde se află astăzi Muzeul Țăranului Român, dincolo de capul podului Mogoșoaie, actuala Calea Victoriei. Ambii conducători se aflau într-o situație dificilă, mai cu seamă din cauza atitudinii țarului. Dar în timp ce Ypsilanti se vedea confruntat și cu o foarte probabilă reacție dură a porții, Tudor avusese grijă să mențină relațiile cu poarta prin intermediul pașalelor de la Dunăre, Silistra, Brăila, Giurgiu, și să-și reglementeze raporturile cu țara legală, adică cu boierii rămași în București. Tratativele dintre Vladimirescu și boieri, desfășurate între 18 și 23 martie, s-au concretizat în două principale documente. În primul rând, Mitropolitul Țării, episcop de Argeș și Buzău, împreună cu alți 53 de dregători, îi dau lui Tudor o carte de adeverire în care afirmă că pornirea dumnealui, slugerului Teodor Vladimirescu, nu este rea și învătămătoare nici în parte fiecăruia, nici patriei, ci folositoare și izbăvitoare. La rândul său, Tudor dă un jurământ scris prin care se angajează să recunoască ca reprezentant legal al țării vremelnica ocărmuire. Practic, boierii rămași în București, în care figura centrală era marele vistier Alexandru Filipescu Vulpe, în realitate, vremelnica ocărmuire reprezenta apartenența puterii, iar Tudor, frealitatea ei. Sau, cum sugestiv nota cronicarul Dobrescu, Tudor era poruncitor țării. Oricum, în cadrul întâlnirii Tudor Ypsilanti, cei doi reușesc să se pună de acord asupra unui singur lucru precis, delimitarea teritorială a autorităților. În fapt, fiecare păstra ceea ce deja avea. Tudor Oltenia și județele din sudul Moldovei, Ypsilanti, județele de sub munte din Muntenia. Reacția otomană. Odată încheiat acordul cu Tudor, Ypsilanti părăsește București, 3 aprilie, îndreptându-se spre Târgoviște, unde, în absența sprijinului rus, pe care scontase, vroia să-și organizeze o zonă de rezistență împotriva intervenției turcești. Boierii, în frunte cu mitropolitul Dionisie Lupu, ar fi dorit să-l urmeze pe Ypsilanti, dar Tudor îi împiedică și le stabilește un fel de domiciliu obligatoriu în Palatul Belvedere, de fapt, conacul lui Dinicu Bolescu. Până astăzi se păstrează urmele unui tunel subteran, având unul dintre capete, vizibil încă, în curtea conacului, iar celălalt undeva în zona Cotrocenilor. Pe 1 mai se produce așteptata intervenție turcească, aceștia înaintând pe câteva coloane în Oltenia, Muntenia și Moldova. Tudor, ezitant, a preferat să temporizeze adoptarea unei atitudini clare. Colaborarea sa era dorită de ambele părți, și de turci și de eteriști. Tudor preferă însă o poziție de neutralitate în conflictul turco-eterist, declarându-le boierilor din vremelnica o cârmuire. Eu trec peste Olt cu toată adunarea norodului să mă întăresc în mănăstirile ce le-am umplut cu zaharele și cu panduri și nădăjduiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă țin acolo multă vreme ca în niște cetăți, până când voi sili pe turci să dea țării drepturile și privilegiile ce norodul le-a cerut prin mine de la înalta poartă. Pe 15 mai, Tudor și oastea sa părăsesc Bucureștii, îndreptându-se spre Oltenia pe drumul Piteștilor. Un asasinat mișelesc.
Tudor organizează marșul oamenilor săi după toate regulile artei militare, așa cum făcuse și pe drumul spre București. În primul rând, el punea mare preț pe disciplină, fapt care îl face potrivit unui martor ocular, Cioranu, să execute până la Golești pentru furtișaguri mărunte cu ștreang și cu glonț 22 de panduri în vârsta tinereții, bravi și făcuți pentru război. Mai mult chiar, la poșta Cârcinovului, Tudor solicită tuturor căpitanilor săi să se angajeze în scris că nu vor mai tolera jafurile și furtișagurile. În caz contrar, ei urmau să fie răspunzători. Patru dintre capitani, Ghiță Cutui, Ene Enescu, Ion Oarcă și Ioniță Urdăreanu, refuză. La Golești, Tudor îl execută pe Urdăreanu prin spânzurare, ceilalți trei reușind să scape. Această stare de tensiune din tabăra pandurilor va favoriza complotul eterist de curmare a vieții lui Tudor. Același Cioranu afirmă în amintirile sale că execuția lui Urdăreanu, un flăcău, în cea mai frumoasă vârstă a juneței sale și de o frumusețe nespusă, în plus, rudă cu cea mai mare parte a capitanilor lui Tudor, i-a indignat profund pe aceștia din urmă. De aici, până la trădare sau cel puțin o pasivitate condamnabilă în fața acțiunii eteriste, nu a fost decât un pas. În noaptea de 20-21 mai, în tabăra de la Golești, sosește Iordache Olimpiotu, omul lui Xilanti și fost tovarăș de drum al lui Tudor pe drumul din Oltenia spre București. Profitând de starea de agitație din tabăra pandurilor și de insuficientele măsuri de pază luate de Tudor pentru siguranța sa personală, el reușește să-l aresteze pe acesta, punându-i în față acuzațiile de înțelegere cu turcii și de executare fără motiv a lui Urdăreanu. Ipsilanti și oamenii lui ajunseseră de mult la concluzia că Vladimirescu trebuie eliminat. Sperau în acest fel să alăture oastea pandurilor propriilor lor forțe în vederea conflictului cu turcii care devenise inevitabil. Dorință irealizabilă din moment ce pandurii, chiar și după arestarea lui Tudor, se vor îndrepta spre Oltenia sub conducerea propriilor lor comandanți. După un popas de o zi la Pitești, Tudor este dus la Târgoviște în fața lui Ipsilanti. Dacă a fost sau nu judecat, aceasta rămâne încă o întrebare deschisă. Și la urma urmei, cine să-l judece și pentru ce? L-au judecat? El nu era un om să răspundă. L-au osândit? Ce preț trebuia să aibă osânda de la altfel de judecători? A fost omorât noaptea la marginea orașului sub geana dealului, de pe care priveghează mănăstirea dealului cu rămășițele pământești ale lui Mihai, Nicolae Iorga. Într-adevăr, crima s-a produs în puterea nopții, 26-27 mai, iar sinistra faptă a fost dusă la îndeplinire de Vasile Caravia, un bețiv notoriu poreclit și monstrul de la Galați. Gerasimov Orfanos și Constantin Cavaleropoulos, aceștia au hăcuit trupul lui Tudor cu surițe și topoare, aruncându-l apoi într-o fântână părăsită. Așa s-a sfârșit în viață unul dintre cei mai remarcabili oameni pe care i-a dat acest pământ românesc, trădat, umilit și ucis mișelește de niște venetici.